populara platformă de comunicații mobile are acum 2 miliarde de utilizatori, cu o creștere semnificativă față de 1,5 miliarde câți avea la finele anului 2017. Platforma WhatsApp a fost fondată în 2009 și a fost achiziționată de Facebook în 2014. Aceasta folosește tehnologia de criptare end-to-end, considerată foarte sigură în ceea ce privește protecția vieții private și securitatea mesajelor transmise. În pofida presiunilor venite atât din partea justiției americane, dar și altor țări de a amâna următoarele etape de criptare în scopul întăririi securității cibernetice, oficialii Facebook refuză să cedeze chiar dacă se invocă terorismul sau pornografia. Versiunile următoare vor întări protecția utilizatorilor, dar și barierele care vor filtra conținut nepotrivit sau subversiv.